Hristos a înviat. Duh este Dumnezeu, iar cei ce se închină Lui, să se închine în Duh și în adevăr. Iubiți credincioși, cu Duminica a cincea, după Sfintele Paști, ne-am mai întâlnit de multe ori și ne vom mai întâlni cât va rândui Dumnezeu. Femeia samarineancă este, ca să spunem așa, personajul principal cu care Mântuitorul s-a întâlnit în ziua de astăzi. Mântuitorul s-a întâlnit, să spunem așa, pe terenul samarinencei, în Samaria, o zonă cu care iudeii nu prea erau de acord, chiar împărțiseră inclusiv pe Dumnezeu între iudei și samarineni, astfel încât iudeii spuneau că trebuie să se închine numai în Ierusalim, iar samarinenii spuneau că locul de închinare este fântâna lui Iacov, pe care patriarhul i-o lăsase lui Iosif și s-a adăpat cu toată turma sa din acea fântână. La acea fântână, ca să înțelegem mai bine datele problemei, se adunau toți și își aduceau aminte de Iacov. Își aduceau aminte că acolo Iacov avusese visul acela al scării care unea pământul cu cerul, în care avusese frumoasa întâlnire a lui cu cerul. În locul acela era un loc de întâlnire a omului cu Dumnezeu. Și tot Vechiul Testament ne-l prezintă pe om uitându-se în sus. Atunci când în Urul Caldeii se venera soarele și luna, Avraam, patriarhul, s-a uitat și a observat că atunci când pe cer este soarele, nu mai este luna, și când este luna, nu mai este soarele. Și n-a fost de acord, cum am spus și altădată, cu un Dumnezeu cu jumătate de normă. Și a plecat din Urul Caldeii și s-a întâlnit cu Dumnezeu, care i-a arătat stelele cerului și nisipul mării și a promis că așa de mult va înmulți neamul său. Tot spre cer s-au uitat în Vechiul Testament toți evreii atunci când treceau prin pustiul Sinai. Tot spre cer s-au uitat oamenii, probabil că și atunci când nu se mai oprea ploaia în timpul lui Noe. Tot spre cer se uitau toți, inclusiv Mântuitorul astăzi le aduce aminte iudeilor despre această atitudine de a se uita spre cer. Zice, uitați-vă la spice, nu ziceți voi că mai sunt 4 luni și vine secerișul. Înțelegeți că spicele nu erau în pământ, ci erau deasupra, deci trebuie să uite puțin pe deasupra. Ei bine, astăzi ne învață Mântuitorul că nu trebuie să ne mai uităm în cer, nu trebuie să ne mai uităm în sus ca să-L vedem pe Dumnezeu. Astăzi, fântâna lui Iacov ne aduce în inimile noastre următorul adevăr. Dumnezeu este mai prezent în noi decât oriunde. Nu trebuie să ne mai uităm sus spre cer să ne închinăm lui Dumnezeu, ci să ne uităm în noi. Fântâna înseamnă o introspecție în noi. Să ne uităm mai mult în noi. De aceea și porunca divină este să iubești Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta, din tot sufletul și tot cugetul tău, iar pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Ca să zică, de la Dumnezeu de sus, îți întoarce Dumnezeu privirea în jos, către aproapele, ca să știi unitatea de măsură cu care trebuie să-L iubești pe Dumnezeu. Și pornește tot de la tine, ca pe tine însuți. Tot spre pământ l-a chemat Dumnezeu și pe Zaheu, care se urcase într-un dud ca să-și depășească condiția fizică. Și a spus, grăbește-te și dă-te jos, căci astăzi în casa ta se cade să rămân. Grăbește și dă-te jos înseamnă că nu trebuie să ne uităm în sus spre cer la Dumnezeu, ci în noi, în casa noastră. E adevărat că eu, unul personal, am un năduf pe cei care pleacă de acasă că l-au găsit pe Domnul. M-am întâlnit cu această situație pentru că eu sunt educat într-o vreme în care
adevărul de credință era oarecum între zidurile bisericii. Și după 90, atunci am constatat că Dumnezeu a crezut, că Dumnezeu atunci s-a inventat. Și au venit frații noștri de diverse preocupări și spirale, ca să nu spunem mai mult, și i-au luat pe vieții oameni și i-au cam bulversat. Ei bine, după ce chipurile îl descopereau pe Dumnezeu, nu se mai întorceau în familie decât foarte puțini. Și de atunci mi-a rămas mie această situație cu care voi lupta probabil că toată viața. Fraților, după ce îl găsim pe Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeu este sus. Dumnezeu este în familia noastră. Și dacă suntem atenți, astăzi un lucru foarte important s-a întâmplat în dialogul Mântuitorului cu femeia samarineancă. A spus, dacă ai fi știut cu Duhul cine este cel ce îți cere, dă-mi să beau, tu i-ai fi cerut și ți-ar fi dat apa cea vie. Și atunci femeia, imediat, cum este latura practică, feminină, nimic de zis, și-a făcut niște calcule. Bă, ce-ar fi să nu mai fie sete niciodată, să nu mai bat atâta amar de cale? Și a zis, păi dacă poți să-mi dai, dă-mi ca să nu mai vin să scot apă. Și atunci Mântuitorul, un lucru foarte interesant, care dă mie apă la moară întotdeauna când vorbesc despre frații care l-au întâlnit pe Domnul și au plecat după Doamne, care l-au întâlnit la rândul lor pe Domnul. Îmi dă de înțeles faptul că Mântuitorul este foarte atent. După ce femeia a deschis puțin așa apetitul ca să intre într-o anumită dorință după Dumnezeu, a spus, du-te și vină cu soțul tău. Eu, toată copilăria mea teologică, mi-am petrecut-o lângă câteva expresii din Noul Testament și din Vechiul Testament, printre care și aceasta. De ce femeia s-a gândit numai la ea atunci când a zis, dă-mi să beau, să nu mai vin aici să mai zedez vreodată? Eu, care o știam pe mama, că întotdeauna se gândește la noi cei patru frați, se gândește la tata, la toată lumea, zic, bă, ce femeie era asta? Și imediat mi-a venit răspunsul. Vino cu soțul tău, n-am. Avusese? Nu mai, n-am. Adică, pe românești ar fi, când e vorba de bani, n-am frați. N-am nimic, sunt singur pe lume. Doamne, eu sunt gata, mă întâlnesc cu tine și rămân numai cu tine. Aici este marea problema noastră. Egoismul. Când îl aflăm pe Dumnezeu, parcă încercăm să-i dăm pe ceilalți la o parte și dacă aflăm izvorul, nu spune nimănui. Nu cumva să mai vină altcineva și să îl sece. Se spune că odată un frate tot venea la niște slujbe la o mănăstire și de la un anumit moment venea din ce în ce mai rar până când n-a mai venit deloc. Și după ani de zile vede stare și îi spune, măi frate, dar ce s-a întâmplat? Te-am supărat cu cineva? N-am mai venit pe la noi. Ce s-a întâmplat? Ai găsit cumva un alt izvor? Zice, nu. Dar ori de câte ori veneam aici, nu prea înțelegeam anumite lucruri. Zice, și veneam și mă spovedeam și vă vedeam așa foarte încurcat că trebuie să-mi dați niște explicații și vă străduiați întotdeauna să fie alte explicații ca să înțeleg mai bine. Și tot nu prea înțelegeam. Și m-am gândit ca nu cumva să vă sec izvorul de tot. Și a zis, frate, ia vină în pace. Du-te și ia 10 lumânări. A venit omul cu 10 lumânări, zice, du-te la candelă și aprinde una și adu-o încoace. A prins-o, a adus-o și apoi du-te și cu alta. Până toate 10 lumânările, a făcut bietul om pașii pe care trebuia să-i facă până la candelă și la sfârșit, starețul l-a întrebat, ei, acum că ai aprins astea 10 lumânări, s-a stins cumva candela de la care le-ai aprins? Vedeți ce nu înțelegem noi? Noi credem că dacă luăm de undeva, trebuie să se și termine. Nu. Izvorul pe care Dumnezeu astăzi îl prezintă este un izvor nesecat, care, cu atât mai mult cu cât este folosit, el vine cu apă și mai limpede. Eu mi-aduc aminte din copilăria mea când veneau primăvara, în general, cei care făceau o operațiune care se numea sleirea fântânilor. Sleirea, n-am înțeles eu prea bine ce însemna atunci, dar acum mă gândesc că era un fel de obosit
fântâna, adică de-a scos, scoteau câte 100 de găleți de apă una după alta ca să se primenească cu acea apă pe care o luau până la fundul fântânii. Bineînțeles că luau și nisipul și toate impuritățile și încet, încet se curăța fântâna. Această operațiune, să știți că mi-a dat de înțeles că astăzi la fântâna lui Iacob trebuie să se întâmple. Și anume spuneam despre femeia aceea că atunci când a fost chemată cu familia, a refuzat. Nu cumva și noi facem la fel? Atunci când suntem chemați să primim ceva, printr-o comoditate sau printr-o falsă înțelegere a credinței, îi lăsăm pe ceilalți în comoditatea lor. Nu cumva trebuie să facem cumva un salt și să ne prezentăm la Dumnezeu cu toți ai noștri ca să primim și noi? Eu întotdeauna, când mă gândeam la femeia samaritană, zic, bă, da, femeia asta venea să ia apă numai ca să bea? Cu apa eu știam că se și spală, cu apa știam că se gătește, cu apa se mai udă grădina. Zic, ea venea numai și numai ca să bea? De aceea am rămas surprins când ea a spus, Doamne, dă-mi ca să nu mai însetez, să nu mai vin aici. De parcă odată cu nevenirea aici, să făcea și mâncarea, să spălau și hainele, să uda și grădina. Toate acestea se fac într-o familie în care suntem uniți, dacă venea cu toții acolo. Vă imaginați că ar fi fost și ei mai ușor să care apă. Putea să vină ceva mai rar, putea să vină la două zile odată, nu fiecare zi, dacă venea cu mai mulți. De aceea, astăzi, unindu-ne în jurul ideii acesteia că dacă în Vechiul Testament Dumnezeu era prezentat undeva sus și omul trebuia neapărat măcar să se uite sau să se gândească la Dumnezeu în sus, iată că a venit Mântuitorul care și atunci când ucenicii pescuiseră o noapte întreagă și nu priseseră nimic, le-a spus, mergeți cu corabia și aruncați mai la adânc. Nu le-a spus, hai să ne rugăm să ne plouă pește din cer. Nu le-a spus, stați așa cu minți că vă dau eu de mâncare. Nu! Le-a arătat ce trebuie să facă. De acesta ne arată și nouă Mântuitorul astăzi ce trebuie să facem. Nu trebuie să ne uităm în cer, nu trebuie să ne uităm pe sus, pentru că, de fapt, rezolvarea este la noi. Rezolvarea este în noi. Dacă ne uităm așa cu puțină chimie, cu gândul la tabloul Mendeleev, luăm toate elementele din cosmos, adică din lumea aceasta și le găsim în aceeași proporție în care se află în lume și în noi. Asta înseamnă că lumea este în noi și noi suntem împrăștiați în lume. Mai avem noi nevoie de ceva? Nu mai avem. Era o falsă impresie că trebuie să faci drumul nu știu până unde ca să îl găsești pe nu știu cine acolo. Nu. Eu mi-aduc aminte că în 98, atunci când a trecut la Domnul Părintele Cleopa, am avut două gânduri care se băteau cap în cap. Și unul îmi spunea că sunt puțin descoperit, pentru că nu mai am cum să ajung pe acolo, dar altul îmi vedea de înțeles că este mult mai bine. Și cum adică este mult mai bine? Imediat răspunsul mi l-a trimis Dumnezeu prin rugăciune. Pentru că din acel moment Părintele Cleopa nu mai era fix la Sicăstria, era și la mine în casă. Era mult mai ușor, pentru că legătura noastră cu cerul se face prin noi. Și de aceea, eu care îl vedeam pe Părintele Arsenie, Dumnezeu să-l odihnească și să ne trimită în continuare mult har, îl vedeam odată la o lună, la două, chiar mi-era jenă, că vedeam multă lume acolo și nu vroiam să-i răpesc din timp. Deși Părintele m-a admonestat când vedea că încerc să mă retrag, dar să știu, nu vreau să vă obosesc prea tare, da, dar și nici prea puțin. Și mă mai ținea. Trebuie să știm că este o oboseală și în plus, dar și în minus. Orice persoană, să știți, că ne face plăcere. Anumite persoane ne face plăcere prin prezență și altele prin lipsă. Dar plăcerea este aceeași. Dacă știm să o cultivăm, cu siguranță că vom ajunge la multă înțelepciune. Și spuneam de Părintele Arsenie, îl deranjam eu așa, credeam că îl deranjez, dar ce nu, tată, lasă, nu face. Dar mi se părea că e destul de rar sau destul de des. Dacă mă gândeam la oamenii care erau la ușă, mi se părea că este.
foarte des. Dacă mă gândeam la mine, ziceam că e foarte rar. Dar după ce a trecut la Domnul, să știți că mi s-a luat o piatră după suflet, pentru că mă duc așa tot, cam pe la două luni, la mormânt. Dar Părintele este mult mai aproape acum de mine, pentru că acolo unde este, e dezlipit de spațiu. Este numai în timp. Și nu mai este timpul lui, e timpul meu, pe care dacă vreau îl acord, dacă nu, nu. Așa că nu trebuie să mai fac pași ca să aprind lumânări și să vin să le dau altora, ci mă duc direct cu candela și dau direct de la candelă. Iubiți credincioși, această situație a întoarcerii privirii în noi și pe lângă noi este o realitate. De multe ori ne uităm așa în stânga, în dreapta, ne uităm mai sus, că știți, orice om are oameni și deasupra, are și dedesubt. Adică are și bogați, mai bogați decât el și mai săraci decât el, are oameni și mai bine văzuți ca el și mai puțin văzuți ca el. Dar, în general, nu se prea să uite omul la cei mai de jos, să uite numai în sus. Ei, astăzi, Dumnezeu ne trimite prin femeia samarineancă această invitație, să ne uităm la cei de sub noi, să ne uităm la noi. Pentru că acolo se pot rezolva neputințele noastre. Dacă ne uităm numai de sus, dă Doamne și cu mâinile întinse, cu siguranță că Dumnezeu ne va da, dar dacă ne va da după nebunirea noastră, s-ar putea ca la un moment dat să nu ne putem salva. Știți de cel care, fiind pe un vapor și având foarte mult aur cu el, l-a adunat pe lângă el, a pus tot felul de cingători pe lângă el și a adunat, s-a umplut buzunarele cu tot aurul respectiv și când a venit momentul scufundării, n-a mai putut să mai ridice pentru că aurul era cam greu. Așa se întâmplă și cu noi. Acumulăm, dar dacă nu știm să dăm și mai departe, adică să ne uităm și la cei de sub noi, nu numai de la cei peste noi, cum am spus și altă dată, cât de relativă este situația. Dacă un om, bietul de el, are o mașină dobândită, nou-nouț, prin programul Rabla, să zicem, este cel mai fericit om. El când se urcă la volanul mașinii lui, deja s-a urcat în prima mașină pe care el a visat-o și a muncit-o mult ca să o aibă în curte. Dar unul care are vreun parc auto de 10-20 de mașini, întotdeauna mai are nevoie de una. Întotdeauna, fix, de una mai are nevoie. Dacă mai avea încă una, făcea tot ce trebuie. Și atunci ne întrebăm, care e mai bogat? Cel căruia îi mai trebuie sau cel căruia nu îi mai trebuie? Păi dacă e cel căruia nu îi mai trebuie, ăla are numai o mașină, înseamnă că bogăția e numai într-o mașină, iar cel care are 10-20 și îi mai trebuie una, e mai sărac decât el pentru că îi mai trebuie. Așadar, fraților, trebuie să știm și ce este bogăția și care este situația noastră. Dacă vrem să ne adunăm gândurile, să știți că nu sunt împrăștiate prin cer. Dumnezeu astăzi, de fapt, ne trimite acasă. Ne trimite să-L găsim pe Dumnezeu la adresa noastră. Nu trebuie să batem mări și țări și să credem noi că Dumnezeu este numai într-un loc sau într-altul. Pentru că astăzi Mântuitorul, când începe discuția despre locul de închinare, Muntele Garizim sau Ierusalim, spune, vine vremea și acum este, dacă era atunci înseamnă că e și acum, când nu vă veți mai închina nici în Muntele Garizim, nici în Ierusalim, căci Duh este Dumnezeu. Dar să nu credem că Duhul este un fel de Duhul lămpii lui Aladin și în loc să frecăm lampa, batem metanii sau ne dăm cu mir și gata, s-au rezolvat problemele. Nu, problema se rezolvă în casă. Adică cu noi și cu cei de lângă noi, cu cei mai sărași decât noi, cu cei mai puțin văzuți decât noi, pentru că așa ne putem ridica. Ați simțit vreodată bucuria care v-a inundat sufletul atunci când ați mângâiat pe cineva care nu poate nici măcar să vă întoarcă această mângâiere? Ați simțit vreodată bucuria de a asculta pe cineva pe care nu l-a mai ascultat nimeni? Aceasta este adevărata bucurie. Aceasta este fântâna lui Iacob, din care dacă gustăm, nu vom mai înseta niciodată. Pentru că dacă ne ducem la cineva care ne dă mai mult decât oferim noi, cu siguranță că ne vom mai duce. Ne vom face o dependență. Fraților, nici de Dumnezeu, și știu ce spun, nu trebuie să facem dependențe. Trebuie să fim atenți că Dumnezeu astăzi ne trimite în familiile noastre.
ne trimite să venim cu cei ai noștri, tocmai pentru a ne arăta unde este fericirea. Fericirea nu este ruptă de lumea noastră. Din păcate însă noi, prin schizofrenie, că asta înseamnă în termenul grecesc, schizo, înseamnă a rupe și frena gândul, ruperea asta de gând, între gând și faptă, ne duce la crede noi că Dumnezeu este numai într-un loc sau într-altul. Nu. Dumnezeu este în noi, dar îl verificăm în fiecare săptămână, cum facem noi aici, cum ne frecăm neputințele noastre unii de alții, cum împărțim același spațiu între noi, pentru că Dumnezeu este la adâncime, mai mult decât în cer, este în noi și în vecinul și aproapele nostru, mai mult decât în locurile cele înalte pe care, din păcate, încă le mai visăm. Avem vise ciudate despre Dumnezeu. Trebuie să le aducem în sufletele noastre. Așa cum bietul Zaheu avea vise să-L vadă pe Dumnezeu și el așa de sus, să-L vadă măcar la aceeași înălțime, așa suntem și noi. Dar Dumnezeu ne zice și nouă, cum i-a zis și lui Zaheu, grăbește și dă-te jos. Așa cum i-a zis și femeii, zice, du-te acasă și vino aici cu bărbatul tău ca să-ți dau apa cea vie. Și când a văzut ea cum stau lucrurile, n-a venit numai cu bărbatul ei, de care nu mai știa. A venit cu tot satul. Atunci a dat seama că, de fapt, bucuria ei era în comuniune cu ceilalți. De aceea și noi astăzi, în această frumoasă zi de duminică, a cincea, după Sfintele Paști, să mergeți pe casele noastre, să spunem tuturor că am găsit pe acela care știe despre noi toate. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.